Înainte să vă uitați la acest review, vreau să-mi răspundeți în comentarii la o întrebare. Sunteți sau nu fani ai ciorbei de burtă? Pentru că știu că există două categorii de oameni. Aceia care știu exact cum trebuie făcută ciorba de burtă, cât timp trebuie răsată pe foc, exact cu câtă smântână trebuie dreasă, exact cât oțet trebuie adăugat atunci când o consumi și exact cât de iute trebuie să fie ardeiul cu care acompaniezi felul principal de mâncare. Asta e o categorie de oameni. Și apoi sunt ceilalți care nici măcar nu s-ar atinge de ciorbă de burtă. Simplul fapt, simplul gând că ar trebui să mănânce ceva ce practic a fost cândva organul digestiv al unui animal le repugnă. Nici nu s-ar atinge de așa ceva. E, cam așa e și cu Nissan Juke. Există o parte care este super fană a acestui design, care apreciază foarte mult cum a arătat Nissan Juke încă din prima generație, din 2010. Și atenție, acești fani nu sunt neapărat în totalitate de sex feminin, sunt și bărbați, îi văd foarte mult în trafic. De fapt, în ultima vreme mai mult văd bărbați în trafic la volanul Juke-urilor decât dame. Și apoi există ceilalți care, să zicem așa, nu prea apreciază Juke-ul și designul său și cam ce înseamnă această mașină per total. Deci, tu în ce categorie te afli? Ciorbă de burtă sau nu ciorbă de burtă? Nissan Juke sau Nissan Juke? Autovit.ro a lansat o nouă platformă pentru cumpărarea de mașini noi de la importatori și dealeri oficiali. Mecanismul este simplu și la îndemână. Practic, ceri oferta de pe telefon și ești sunat în cel mai scurt timp pentru programarea unui test drive la reprezentanță. Asta e tot. Nissan Juke, din punctul meu de vedere, a fost primul și cel mai important crossover. Mașina care a pornit această modă prin 2010. De ce primul și cel mai important? Pentru că Nissan Juke a arătat clienților că poți avea ceva de dimensiunile unui hatchback, hatchback-urile fiind atunci la mare modă. Deci puteai avea ceva de dimensiunile unui hatchback, dar cu o gardă la sol un pic mai înălțată. Ca idee, această generație a doua are o gardă la sol de un pic peste 170 de mm, 174 aproximativ. Deci, Nissan a venit cu această mașină și a spus, poți avea, să zicem așa, caracteristicile cele mai bune din ambele lumi. O mașină compactă și o gardă la sol un pic mai mare. Când au gândit această mașină, designerii știau că voiau ceva mai mic decât Qashqai-ul. Qashqai-ul care în vremea aceea era un model de succes. Dar am citit unul dintre comunicatele de presă ale designerilor și ei povesteau așa că știam că vrem ceva mai mic decât Qashqai-ul, dar nu voiam să facem un Qashqai mai mic. Voiam să fie propriul model, cu propria identitate, să fie propria sa mașină, modelul pe care urmează să-l lansăm. Așa că a ieșit Juke-ul de primă generație, pe care multă lume l-a numit în multe feluri. Că arată ca un pug, ca un cățel din acela. Că arată ca o mașină pe care nu ți-o dorești. Că arată bine, că este super adorabilă. Juke-ul de primă generație a fost făcut în toate felurile, dar a și vândut peste 1,5 milioane de exemplare. Și pentru a face reclamă Juke-ului, nu știu dacă mai țineți minte, că la un moment dat japonezii au luat un motor de GTR de 550 de cai și l-au îndesat în Juke, creând astfel Juke Air. Juke Air n-a fost o mașină de producție, dar a fost un exercițiu care a arătat lumii întregi că designerii acestei mașini aveau umor. Luau în serios această, să zic așa, sarcină de a crea o mașină utilă, dar și compactă în același timp, dar își permiteau și anumite chestii de, anumite glumițe. Ha, ce-ar fi să luăm noi mașina asta compactă, micuță, să-i dăm 550 de cai? N-o să o vindem nimănui, dar numai așa, să ne lăudăm că putem. Și așa au făcut Juke-ul Air. Și hai să fim serios, cine nu știe Juke Air? Să pui un motor de 550 de cai în Juke Air, ar fi ca și cum, rămânem la analogia cu ciorba de burtă, ar fi ca și cum ai face o ciorbă de burtă perfectă și la final adaugi un pic de ciocolată, pentru că ai impresia, vrei tu să vezi cum este. E, dacă mâine, poi mâine, ciorba de burtă cu ciocolată devine felul de mâncare principal al casei regale britanice, nu o să-ți placă și ție? Ba da.
Sistemul de propulsie hibrid este același din familia Renault-Nissan. Și anume, este un 1.6 la bază, atmosferic, pe benzină, în 4 cilindri, ce are 94 cai putere și 148 Nm cuplu, la care se adaugă un motor electric de 49 cai putere și 205 Nm cuplu. Interesant că motorul termic are 94 cai putere și cel electric are 49 cai putere. Doar mie mi se pare interesant de chestiile astea, dar partea bună este că acest motor mai primește și un pic de ajutor de la un starter generator de 15 kW. Tot acest angrenaj este cuplat la cutia multimodală. Cutia multimodală pe care deja o știm cu toții, am mai explicat-o și cu alte ocazii, dar într-un mod foarte simplu așa explicată, cutia aceasta multimodală nu utilizează ambreiaj. În schimb, utilizează niște cuplaje specifice unei mașini de Formula 1. Deci este tehnologie din Formula 1. Acum, nu e la cel mai înalt nivel, este tehnologie de Formula 1, să zic așa, fiabilizată pentru utilizarea zilnică. Dar ce este important de știut este că în această cutie se află un motor electric. Un motor electric care ce face el este să învârtă angrenajele cutiei de viteze ca să fie la aceeași viteză cu motorul, ca să se facă frumos mariajul între motor și cutie. Foarte simplu, foarte ușor de explicat, cam asta ar fi ideea de bază. Cutia aceasta are 4 trepte pentru motorul termic și 2 trepte pentru motorul electric. Asta înseamnă că, fără ca tu să-ți dai seama, cutia face aceste permutări, schimbă când în treapta a doua pentru motorul electric, când în treapta a treia pentru cel termic, apoi poate treapta a întâi pe electric, treapta a doua pe termic. Face ea aceste permutări, cum știe ea mai bine și în funcție de modul de condus în care tu te afli, pentru că ai un mod sport, un mod standard și un mod eco, face aceste permutări ca mașina să răspundă așa cum te aștepți tu la comenzile tale, la accelerație mai exact. Cu bateria de 1,2 kWh, ce se află undeva acolo în portbagaj, care este răcită cu apă, apropo, Juke-ul, cu bateria aceasta încărcată, poate să meargă până la viteze de 55 de km la oră, pur electric. Asta, din nou, în funcție de condițiile de mers, în funcție de cum accelerezi tu mașina. Important este că treapta întâi este pur electrică la această mașină. Din nou, acest sistem multimodal, acest sistem E-Tech, cum poartă el numele la frații de la Renault, acest sistem utilizează motorul foarte mult ca generator și de aceea este mai eficient. Și pentru că tot vorbim de eficiență, trebuie să discutăm despre consum, nu-i așa? Pentru că ce face hibridul dacă nu te ajută să ai un consum mai mic? Noi am condus mașina aceasta într-o perioadă în care e destul de frig în București. Acum suntem în afara orașului pentru că am vrut să vedem și cum se comportă la drum întins această mașină. Cert e că acum văd un consum de 6,2 litri la 100 de kilometri sau chiar 6,4 since refuel, pentru că atunci când mergi în oraș și este frig, motorul termic stă destul de mult pornit, mai ales dacă mergi pe distanțe scurte. Deci dacă mergi, să zicem, doar 10 minute cu mașina, o să consume destul de mult. Bine, acest lucru fiind valabil pentru orice mașină cu combustie internă din zilele noastre și chiar și pentru cele electrice. Dacă mergi puțin cu mașina pe distanță scurtă, atunci ea va avea un consum mare, pentru că n-apucă toate componentele să ajungă la temperaturile optime de funcționare. Și atunci normal că mașina face un efort mai mare și normal că consumă mai mult. Fie că este vorba de curent electric, fie că este vorba de carburant fosil, cum este cazul aici. În oraș, cel mai mare consum pe care l-am văzut a fost de 6.4, 6.5, dar am vorbit cu alți colegi din presă care în perioada de iarnă, minus, adică vorbim de grade cu minus, au avut chiar consum de 7.2. La drum întins acum, deci după această perioadă la care noi am mers la drum întins, acum văd că avem consumul la 6.2. Deci, cu siguranță este o mașină care îți va consuma mai puțin decât una cu pur combustie internă, dacă vorbim de benzină, dar în același timp nici nu este un consum super, super mic, cum de exemplu au mașinile Toyota, care au 5,5 cam așa în oraș. Cei drept, mașinile Toyota au o cutie CVT care este foarte elastică, pe când aici această cutie chiar permite un condus sportiv. Pentru că în oraș mașina aceasta are un caracter foarte interesant și anume, din nou, pentru că încearcă să utilizeze tot timpul motorul electric pentru accelerațiile astea scurte, știți, de la 20 la oră la 50-60, pentru că aici ai nevoie în oraș să accelerezi. Pentru că se utilizează foarte mult motorul electric, mașina țâșnește efectiv în trafic. Din nou, de la 10-20 până la
50-70 de km la oră, este perfect ce se întâmplă cu această mașină. Când ești la viteze mari, e, atunci se întâmplă anumite lucruri, pentru că la 120 de km pe oră, pentru că asta e încă o chestie pe care o face această cutie, o chestie pe care am observat-o pe toate mașinile dotate cu acest sistem E-Tech și cu această cutie multimodală, undeva la 120 de km la oră, să zicem că accelerezi de la 80 la 120, faci o depășire, da? Ai piciorul plantat pe accelerație, mașina accelerează liniar, liniar, foarte frumos, și undeva la 120 are un hâc așa, parcă pentru o jumătate de secundă face și apoi ar începe să accelereze. E, când se întâmplă asta, dacă te prinde într-o depășire, cumva te panichează un pic pentru acea jumătate de secundă, dar după aia imediat mașina reia accelerația foarte liniar. Din nou, chestia asta, acest comportament l-am văzut și la alte modele din familia Renault-Nissan ce au acest sistem de propulsie și au această cutie multimodală. Dar până acolo, din nou, la viteze de oraș, acest sistem hibrid accelerează super, super bine. Mult mai bine decât ai crede că o face când auzi 0% în 10 secunde, pentru că asta face această mașină. Ok, 0% or fi 10 secunde, dar cred că 0.70 ceva mult mai rapid decât aștepți. La drum întins există un pic de zgomot de curenți de aer, pentru că oglinzile sunt destul de mari. Nu cred că este foarte, foarte bine antifonată mașina, dar nu este îndeajuns de grav încât să fie deranjant. Cu siguranță e undeva la media clasei, dar nu excelează. În schimb, din punct de vedere al confortului, am fost uimit să aflu că suspensia aceasta în oraș îmi dădea încrederea să trec peste liniile de tramvai sau alte denivelări din trafic fără să încetinesc prea mult. Și vă spun asta pentru că, pe cât de, cum să zic, confortabilă este această suspensie în oraș, pe viraje, ok, mașina are rulii pentru că are un centru de greutate înalt, dar mașina stă și bine pe viraje. E un ruliu foarte previzibil, unul la mână, și doi la mână, nu e din prima, ca să zic așa. Pe prima parte a virajului, da, există puțin ruliu, după care mașina parcă se așează undeva și abia apoi când încep să împingi și mai mult, să forțezi și mai mult, abia apoi continuă un pic mai mult ruliu, dar totul este foarte gradual. Mașina îți comunică exact cât ruliu are vis-a-vis de viteza pe care tu o ai și astfel tu știi în mod constant cât de mult forțezi acest șasiu. Și îmi place chestia asta pentru că îi înveți foarte repede limitele. Din nou, în același timp, nu în detrimentul confortului atunci când ești în oraș. Acest propulsor utilizează injecție indirectă multipunct, ceea ce teoretic înseamnă că ai putea să pui și GPL pe acest Juk hibrid. Dar deja mi se pare prea mult. Adică, hai să zicem că în cel mai rău caz ai un consum de 6-5 în oraș, mediu așa pe tot anul, și la un consum de 6-5 să mai investești și într-o butelie de GPL care te mai și îngreunează, nu cred că merită. Adică, ok, și așa mănânci ciorbă de burtă, dar acum ce faci? Pui ketchup pe ea? E prea mult. O altă chestie interesantă pe care o are această mașină este un One Pedal Drive. One Pedal Drive-ul e de obicei specific mașinilor electrice. Avem aici un buton, se numește E-Pedal. Dacă îl apăs, mașina cuplează foarte mult frânarea regenerativă. Practic, cu acest buton apăsat, cu această funcție activată, controlezi mașina doar din accelerație, pentru că nu mai ai nevoie să frânezi, pentru că frânarea regenerativă se cuplează gradual din ce în ce mai mult pe măsură ce tu ridici piciorul de pe accelerație. Deci, pentru ca mașina să frâneze, trebuie doar să ridici piciorul de pe accelerație. De aceea se numește One Pedal, pentru că poți conduce mașina utilizând o singură pedală, cea de accelerație. Mie nu-mi plac aceste sisteme One Pedal, se pare că nu sunt foarte, adică nu mă pot învăța cu ele, ca să zic așa. Dar iată, acum că suntem la vale, dacă iau piciorul, n-am nicio pedală apăsată, și ca idee, suntem la vale și chiar și așa mașina încetinește. Atât de puternic este acest One Pedal. Și acum dacă îl opresc, din nou suntem la vale, dar măcar acum mașina nu mai încetinește. Avem 40 la oră, dar mergem constant cu 40 la oră. Portbagajul are acum un spațiu de stocare de 354 de litri, cu circa 68 de litri mai puțin decât la Juk-ul doar cu combustie internă. Asta înseamnă că nu vei putea să iei chiar toate bagajele din lume, într-adevăr nu e
un portbagaj incredibil de mare, dar cu siguranță cred eu că e îndeajuns de utilizabil pentru, să spunem, 3 persoane care pleacă undeva la mare pentru un weekend. Cât despre spațiu în mașină, ei bine, a rămas neschimbat, deci eu sunt la volan, am 1,75, Matei este în spatele meu, Dumi este în dreapta și are 3,70 m sau cât are Dumi? Exact. Deci, din acest punct de vedere, cred că 4 persoane au cu siguranță loc în această mașină. Interiorul cred că este foarte important în această clasă. Din nou, nu doar pentru cumpărătorii de sex feminin, ci și pentru cumpărătorii de sex masculin. Interiorul e foarte important. Îmi plac foarte mult aceste materiale sportive, așa cum este Alcantara aceasta de pe bord. Îți dă așa o senzație de premium, dar în același timp sunt și plastice mai dure în altă parte. Desenul bordului arată foarte bine, mi se pare. În schimb, există câteva chestii care sunt un pic învechite în 2023. Instrumentarul, nu mă înțelegeți greșit, nu mă deranjează că nu este un instrumentar full digital. În stânga și în dreapta am ceasuri, pentru că aceasta este versiunea hibrid. Ceasul din stânga nu este un turometru, ci este un power meter. Este pur și simplu un ceas care se plimbă de la charge, la eco și la power. Și jos am încă un ceas indicator care îmi spune cât curent mai am în baterie, diametral opus, un vitezometru și jos cât carburant fosil, câtă benzină mai am în mașină. În mijloc, un ecran LCD pe care văd tot felul de informații. Îmi place acest aranjament, doar că arată un pic îmbătrânit, nu știu, designul e un pic îmbătrânit și aglomerat, ecranul nu pare de cea mai înaltă rezoluție. Din nou, nu vreau un ecran imens acolo, mie îmi plac ceasurile analog. Dar aș fi vrut să se acorde un pic mai multă atenție, ca să nu mai spun că ceasul analog din dreapta, care ne arată, adică vitezometrul, sunt pur și simplu niște cifre cu scrise cu Tahoma 14 și puse acolo, dispus așa, radial. Adică e clar că nu prea i-a interesat să facă acest lucru, la fel și acest ecran e un sistem de infotainment care se mișcă destul de greu, care răspunde la comenzi după câteva secunde după ce le dai. E clar că e tehnologie, să spunem așa, din 2015, cam atunci. Dar până la urmă, dacă ți-ai mașina asta și ți-ai conectat telefonul sau ce mai ai nevoie și poți să pui muzică și așa, nu-ți mai bați capul cu prea multe. Acest Juke hibrid pleacă de la 31.000 de euro și ajunge până undeva pe la 33.000 de euro în funcție de nivelul de echipare. Dacă facem așa o comparație cu Juke-ul cu combustie internă 1.0 cu dublu ambreiajul acela, dacă nu mă înșel, în 7 rapoarte, eu am un review pentru acea mașină și vă spun sincer, eu am avut o mare problemă cu acea mașină și anume că atunci când încercai să faci rapid o parcare, anume, puneai rapid mașina din drive în reverse, drive reverse, știți cum este, în București faci rapid o parcare laterală pentru că în spatele tău sunt 5 taximetriști care claxonează și 2 călăreți ai apocalipsei. Ei bine, ca să faci asta rapid, schimbi repede, drive, reverse, e. Acea mașină smucea foarte mult la acele schimbări din drive în reverse și viceversa și parcă te obliga să faci această manevră de finețe, care ar fi parcarea laterală, te obliga să o faci foarte în șuturi, așa, nu știu cum să vă explic, nu era un sentiment plăcut. Aici nu e deloc această problemă. Îmi place foarte mult cum merge această mașină, e foarte lină livrarea puterii, din nou, acest sistem E-Tech mi se pare foarte bine pus la punct și vă jur, abia aștept generația viitoare a acestui sistem, abia aștept să văd ce pot să mai facă cei din alianța Renault-Nissan. Pentru că mi se pare un sistem deștept, mi se pare inteligent că s-au gândit să pună un motor electric acolo în cutie, care să facă mariajul între cutie și motor, între viteza cutiei și viteza motorului. Și consider că și aici, pe această mașină, își face foarte bine treaba și îți oferă o experiență mult mai plăcută la condus decât ar face o 1.0 cu 7 DCT. E bine, cam ăsta a fost review-ul nostru pentru Nissan Juke Hybrid. Deci, până la urmă, de ce parte a baricadei sunteți? Da, Nissan Juke sau nu Nissan Juke? Această a doua generație, vă spun sincer, mie chiar îmi place cum arată. Prima generație, într-adevăr, nu pot să spun că a fost preferata mea. Dar acum, încet, încet, a început să-mi placă ciorba de bortă. Voi ce părere aveți? Vă rog să-mi spuneți în comentarii. Și dacă mai aveți și alte întrebări, vă rog, puneți-mi-le în comentarii, voi încerca să vă răspund pe măsură ce aflu informațiile pe care voi le cereți. Ne ajută extrem de mult dacă vă abonați. Pentru fiecare persoană care se abonează în plus la eBlog Auto, un Juke Nismo ia un viraj pe pistă cu 200 la oră.
Este liniște mormântală în mașină, atât de bună a fost gluma asta. Bun, cam asta a fost review-ul, rămâneți pe eBlog Auto, la revedere!